Zi deosebită pentru credincioșii care vin la Bisericuța de Lemn din centrul civic al municipiului Brașov. Astăzi, după cum este deja o tradiție, în mijlocul comunității parohiale s-a aflat înaltpreasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul celui de-al doilea hram, soborul Maicii Domnului. Am venit cu drag și am slujit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor mare de preoți, cărora le-am transmis bucuria aceasta a părtășiei de dragostea pe care Dumnezeu ne împărtășește nouă și prin Maica Preacurată. În coborârea sa, în chenoza sa, în aplicarea sa spre lume, a preluat-o, după cum spun Sfinții Părinți, și pe Maica Preacurată, ca să ne iubească Dumnezeu și prin iubirea Maicii Domnului. Și i-am îndemnat pe credincioși ca să se roage Maicii Preacurate, să o aibă ca mijlocitoare. Biserica de Lemn din Brașov a fost construită în urmă cu 20 de ani de părintele Victor Neamțu, trecut la Domnul. Anul trecut, locașul de cult a fost renovat complet la exterior și înfrumusețat în interior, lucrările continuând și în acest an. Biserica noastră, anul acesta, a împlinit 20 de ani de existență, o vârstă frumoasă, o valoare pentru brașoveni, pentru că la ora actuală Biserica de Lemn este și reprezintă un simbol. Este un punct de reper pentru orașul nostru și chiar dacă este de lemn și este ca spațiu redusă, totuși bucuria și căldura sufletească îi întâmpină pe credincioși ori de câte ori au dorința de a intra și se ruga în bisericuța noastră. Am avut în acest an o serie de lucrări pe care le-am realizat la biserica aceasta, lucrări de reparație și restaurare care s-au făcut prin jertfa credincioșilor noștri. O lucrare deosebit de complexă pentru că a fost un efort și material și fizic serios, dar prin harul lui Dumnezeu și binecuvântarea înaltăsitului Părinte Mitropolit, iată, am reușit să realizăm și să aducem la bun sfârșit aceste lucrări pe care le-am propus și ni le-am propus pentru anul acesta. La final, un grup de copii din parohie le-a oferit credincioșilor prezenți un scurt concert de colindă.